Salut, oameni frumoși! Am venit la munte, la cota 2000, la Sinaia. Mă bucur de atmosfera caldă și relaxată de aici. Cu toate că suntem în octombrie, cam pe la final, am reușit să prind o vreme foarte bună. Mie îmi place mult muntele, iarna vin să schiez, mai nou am învățat să schiez. Și aici simt că îmi încarc bateriile complet. Și vreau în acest videoclip să împărtășesc un pic cu voi atmosfera aceasta, să vorbim despre relaxare, despre cât de important este să-ți iei diferite momente cu tine. Da? O dată pe săptămână, o dată pe lună, fiecare cum poate și cum are timp și buget. Și am observat că în momentul în care îți faci timp pentru tine și te relaxezi, te deconectezi, uiți de stresul cotidian, și gândurile tale încep să fie altele, mai pozitive, mai inspirate, și îți dai seama că până la urmă tot ceea ce spuneau călugării aceia tibetani și budiștii și oamenii aceștia cu înclinație spre filozofie, că te regăsești în natură și că aici este până la urmă esența omului, aveau perfectă dreptate. Atunci când, mai ales dacă trăiești la oraș și ești supus stresului zilnic, la locul de muncă, la zgomotele care sunt, traficul, da, poluarea, eu zic că venitul la munte, o drumeție, de exemplu vreau să mă duc până la farul Coștila, acolo, o experiență de genul acesta făcută cât mai des posibil îți dă o stare de bine care te ajută foarte mult. Știm foarte bine, așa cum v-am spus în toate clipurile, că este foarte importantă dezvoltarea personală și controlul gândurilor pe care le avem. Gândurile acestea, până la urmă, dacă sunt toxice, dacă sunt pline de stres, îți afectează viața, aduce boli în organismul tău, nu te mai lasă să dormi noaptea, îți oferă un stres extraordinar. Natura aceasta și activitățile pe care le faci afară au menirea să te deconecteze și să te relaxeze, mai ales dacă îți place să citești, așa cum vreau să cred, să vii aici pe munte, să-ți iei o carte, să citești o oră, să te bucuri de liniștea asta. Îmi place să o numesc o liniște asurzitoare, așa, pentru că este foarte, foarte profundă liniștea asta. O simți așa ca o presiune până la urmă, nu? Una pozitivă, una bună. Este extraordinar și să faci o drumeție de asta, să mergi până la Crucea Caraiman sau pur și simplu să faci un traseu ușor, te ajută extrem de mult. Te ajută extrem de mult să reiei activitățile zilnice până la urmă și să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă, să faci alegeri mai bune în viață și îți dai seama că până la urmă toate zbaterile noastre, tot zbuciumul pe care îl avem, pe undeva este în van. Pentru că viața ne-a învățat de așa natură încât să tragem tare, să luăm diplome, să terminăm școli, să vânăm joburi bine plătite, să ne întemeiem o familie cât mai repede, să mergem în X destinație turistică, să ne luăm cu tare lucru, însă până la urmă cele mai fericite momente sunt acelea naturale, sunt acelea pe care ți le iei, așa cum spuneam, tu cu tine și te regăsești și te întorci către originile tale, independent de tot ceea ce înseamnă exterior, da? Independent de lucruri materiale, de planuri de viitor, de bani în general, de alți oameni. Pentru că, așa cum știți și probabil ați avut experiențe, singurul pe care poți să fii stăpân ești tu și propria ta persoană. Nici oamenii din jurul tău nu-ți garantează nimeni că vor fi o veșnicie lângă tine sau că te vei înțelege cu ei și vei avea o relație bună cu ei, pentru că oamenii se mai și schimbă, tu te schimbi. Lucrurile materiale vin și pleacă, sunt supuse pieirii până la urmă. Banii la fel sunt un mijloc ca să ne satisfacem nevoile,
mai mult sau mai puțin. Titlurile, diplomele, joburile sunt până la urmă niște instrumente cu care ne alimentăm orgoliile, mulți dintre noi, însă la final, când ajungi să termini această viață, cred că mult mai mult contează câte momente de genul acesta ai avut în care ai fost tu cu tine natural, în care ți-ai săpat în gânduri, în sentimente, în suflet și ai văzut ce te trage în jos, ce ai putea să schimbi, ce greșeli ai făcut să înveți din ele, ce alegeri proaste ai făcut, ce alegeri bune ai făcut, da? Când mintea ta se relaxează și corpul tău se relaxează și viziunea ta asupra vieții se schimbă și cine știe poți să faci niște alegeri mai bune pentru viitorul tău. Contează foarte mult, eu unul așa am crescut cu iubirea asta pentru natură, am venit la munte ori de câte ori am avut ocazia, fac sport mult afară, în natură, îmi plac drumețiile, îmi place tot ce ține de mișcarea fizică și cred că n-aș fi fost cine sunt astăzi, o persoană cât de cât echilibrată și liniștită, dacă nu aș fi avut aceste preocupări care să mă ajute să mă detensionez, adică să refulez oarecum toată tensiunea care se acumulează în viața normală, da? Pentru că întâlnești diferiți oameni, trăiești diferite întâmplări, ai supărările tale, dezamăgirile tale, zbuciumul tău interior și toate astea se adună și dacă nu le disipezi, de cele mai multe ori îți provoacă afecțiuni, îți provoacă o judecată întunecată și mai multe alegeri proaste în viitor. Slavă Domnului, cei care sunteți în România sau și dacă sunteți în alte țări și aveți asemenea ocazii să vă bucurați de munte, să vă bucurați de mare, încercați să o faceți cât mai mult timp, să ieșiți în natură și să fiți voi cu voi înșivă sau alături de familia voastră lângă care sunteți fericiți. Contează enorm și cred că asta până la urmă contează cel mai mult. Aceste bucurii ale sufletului care până la urmă nu sunt materiale, sunt spirituale, mai ales dacă îți place să meditezi, ăsta este un loc extraordinar în care poți face asta și asta, repet, ajută foarte mult la dezvoltarea personală, la curățirea gândurilor și la succesul în viață. Și mai e un lucru, când stai și ești relaxat, te gândești la planurile pe care le ai de viitor, multe dintre ele s-ar putea să le dai deoparte, pentru că o să-ți dai seama că nu sunt ceea ce vrei tu cu adevărat. Nu sunt ceea ce te face cu adevărat fericit, doar credeai că te vor face fericit. Pe măsură ce trăiești viața și evoluezi, constați că multe dintre lucrurile pentru, de care te țineai cu dinții, ajungi să renunți la ele pentru că îți dai seama că nu sunt pentru tine sau nu au acea valoare care credeai că o au cândva. Da? Eu unul așa am observat în viața mea, chestii de care mă țineam strâns în trecutul meu, am început să le las mai moale pentru că mi-am dat seama că de fapt nu îmi făceau bine, îmi făceau rău. Și până la urmă asta este foarte bine pentru că ăsta este rostul vieții, odată ce trec anii să evoluezi, să te dezvolți, să devii mai deștept și să conștientizezi mai multe lucruri, să fii mai întors către interiorul tău, către sufletul tău, către esența ta divină până la urmă și să te încarci de la soarele ăsta. Știți că anticii în general aveau acest cult în Grecia, mai ales cultul soarelui și în civilizațiile acestea, pentru ei soarele era până la urmă simbolul divinității, da? Și îi spuneau Ra, da? Soarelui. Se rugau la soare, divinizau soarele. Și soarele până la urmă are proprietăți extraordinare pentru sănătatea noastră. Încărcarea aceasta pe care o avem de la energia soarelui este foarte benefică pentru noi. Cam atât am vrut să vă spun în acest clip. Înainte de a pleca, nu uitați să intrați în descriere și să luați e-book-ul pe care vi-l ofer gratuit, 10 pași pentru o viață mai bună. Acolo o să găsiți 10 indicii extrem de naturale și la îndemâna oricui, dar la care este posibil să nu vă fi gândit sau să le fi neglijat,
care puse în aplicare îți dau această stare de fericire de care vorbeam și care, v-am zis, ar trebui să fie destinația ultima a fiecăruia dintre noi. Mai ales că nimeni nu-ți garantează că o să trăiești eu știu cât, nu știi ce-ți aduce ziua de mâine, schimbările care au loc pot fi bruște și nu vreau să fiu negativist, dar pot fi uneori dramatice. Și atunci, bucurându-te de momentul prezent, bucurându-te de această clipă, simțind și percepând cu toate simțurile tale naturalețea, liniștea, bucuria acestor momente și acestor locuri, astea le iei cu tine mai departe, în sufletul tău. Astea le ții cu tine și astea, până la urmă, te încarcă. Te încarcă pozitiv și avem cu toții nevoie de energie cât mai pozitivă. Vă mulțumesc pentru vizionare, dacă v-a plăcut vă rog să lăsați un like la acest videoclip și să vă abonați la canalul meu pentru mai multe clipuri asemănătoare și vă doresc multă liniște, bucurie, pace și gânduri bune. Pa, pa!